Bună seara, bun găsit la Nașu TV, sunt Radu Moraru și mă bucur că ați apreciat programele noastre de weekend, emisiunile colegilor mei și pentru că de diaspora iarăși a uitat toată lumea. Klaus Iohannis e primul care a uitat, celorlalți nu le pasă, ba unii chiar sunt total împotriva diasporei, pe care mulți o și critică, dumneavoastră, să critici diaspora, mi se pare aberant. Repet, România este ținută în viață de 26 de ani de către diaspora. Punct. Nu de FMI, nu de BNR, nu de altcineva. Diaspora ține România unită și cu bani. Că degeaba am fi uniți dacă am murit de foame. Invitatul nostru în această seară și trebuia să punem invers scaunele. Este domnul Daniel Țecu. Bună seara! Bună seara, bun găsit! Ne cerem scuze, ne-am grăbit, dar trebuie să fiți aici, în centru atenției. Eu sunt alături de colegul meu și Cătălin Bătițoiu și vom rămâne și pe următoarele subiecte, că avem dezvăluiri grele. Am văzut aici, domnule Țecu, pactul cu diaspora pe care FADERE, Federația Asociațiilor de Români din Europa, îl propune. Și citind cele 10 puncte, mi-am dat seama că nu s-a făcut nimic până acum pentru diaspora. Nu s-a făcut. Deci, dom'le, chiar nimic. O mare minciună și o mare vrăjeală, mi-ați spus că doar 1000 de români s-au înscris pe acele liste electorale. Da. De ce doar 1000? Așa cum știm, în 2014 au vrut să voteze mai mulți români decât de obicei. Noi avem cifrele de când sunt români în diaspora, ele întotdeauna au crescut cam dublu. Și în 2014... Deci de la alegeri la alegeri s-a dublat. Da, s-a dublat. În 2014 i-am trimis primului ministru de atunci, domnul Victor Ponta, i-am trimis o scrisoare și i-am spus românii sunt mai mulți în diaspora, nu mai sunt, de exemplu în Spania, nu mai sunt 350.000, sunt 800.000. Așa că puneți mai multe secții de vot. Au pus 299, 300 de secții de vot în toată lumea. Le-am spus cel puțin 1000 de secții de vot dacă vreți să aveți niște alegeri normale. Nu s-a vrut, s-a făcut intenționat, nu au avut încredere în noi, nu știu eu, să DNA-ul, știți că sunt pe urmele lor. Să zicem, cu toate că eu cred că Corlățeanu ar trebui cumva lăsat în urmă și cred că Victor Ponta a fost creierul acestui dezastru în diaspora. Nu, mai e un creier, domnul Maior, nu știu dacă ați auzit de el. Da. George, Georgel Maior. Deci George Maior a fost creierul, Victor Ponta a fost trompeta și executantul, iar Corlățean a fost fraierul de serviciu. Pentru că acum vă dau un secret, Corlățean întotdeauna a cerut... Băi, ne calcă ăștia în picioare, hai să deschidem secții. Oricum n-avem ce face, că oricum nu vor conta decisiv voturile, că n-ar fi putut vota milioane în străinătate, corect? Da, așa este. Deci Corlățean chiar a fost apărătorul acestei cauze, numai că a fost și fraierul. N-a avut tupeu să iasă la Nașu, public, să spună, dom'le, eu îmi dau demisia. Da. Ca semn, un semn de protest, că ăștia doi nu vor. Da. Iar Ponta, nu știu, Ponta e foarte protejat. Nu vedeți că nu întreabă nimeni de nimic? Nici de Astra. La Astra e poliție politică. Am dovedit-o clar. Astra cu Ponta, Rușanu, Negrițuiu trebuiau săltați azi dimineață, cu mascați. Da, până că DNA-ul are un alt stil de lucru, că am văzut că pe Gelu Diaconu l-au luat la vreo câteva luni după ce m-am războit cu el și am dovedit poliția lui politică. Ponta să văd că lasă, nu știu, ori îl lasă să-l prindă cât mai bine. În orice caz e responsabil. Așa e, aveți dreptate. Ponta este, până la urmă, făptașul. Gândiți-vă că el a primit o scrisoare cu o situație foarte prezentă în august, deci cu multe luni înainte de alegerile din 2014. Dacă ar fi dorit să facă, să organizeze alegeri bine, ar fi avut posibilitatea. În sfârșit. Deci dumneavoastră sunteți sigur că i-ați trimis lista și că el a primit-o? Sigur că da. Cel mai tare argument este că atunci când au fost dezbaterile, cele două, trei dezbateri publice și candidatul Iohannis i-a arătat că există o scrisoare din partea FADERE, el a înghițit-o, adică a recunoscut. Am cerut vot prin corespondență, am cerut vot electronic pentru ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în 2014. După
un an și ceva, într-un mod foarte greoi, s-a aprobat o lege a votului prin corespondență destul de proastă, așa de proastă, încât după ea urma și o campanie. În urma acestei campanii s-au înscris 1000 de oameni pentru votul prin corespondență până în acest moment și au trecut deja 3 luni. Mai avem doar 2 luni timp în care românii se pot înscrie. Dacă s-au înscris în 3 luni 1000, zicem noi că se vor înscrie, hai, încă 2000. Să zicem, în 2 luni. Dar de ce s-au înscris atât de puțin români? Pentru că există o campanie foarte prost făcută și pentru că legea este foarte greoaie. Noi am cerut și vot electronic, și vot prin corespondență, și un registru electoral. Ca un român să se înscrie, trebuie neapărat să meargă la consulat sau să trimite o scrisoare. Le-am spus, oameni buni, suntem într-o epocă electronică. Astăzi poți vinde, eu știu, casa, poți face un transfer bancar de 100.000, dacă ai. Nu? Prin telefon. Nu? De ce să nu te poți înscrie sau prin computer? De ce să nu te poți înscrie de acasă? Ce poate fi mai scump decât, nu, decât să poți face transfer bancar? Deci toată economia ta o poți mișca. Dar știți de ce nu înțeleg oamenii ăștia că să te duci la consulat e aproape imposibil? Că ăștia bugetarii de aici, care muncesc numai pe banii statului, adică ai noștri, ei la trei au rupt ușa. Ei nu înțeleg cât de greu este ca pentru românii care muncesc oriunde, și în România, și în Spania, și în toată lumea, să-ți faci un program să te duci poate 100 de kilometri până la consulat, e infernal. Așa. Mai ales că acolo e un orar, da? Uite, vă dau un exemplu. Uite, vă fac o dezvăluire. Fratele meu s-a întors în țară după mulți ani, petrecuți în străinătate. De vreo 6 luni. O singură dată am avut timp să ne vedem în București. Și el are treabă, muncește târziu, eu la fel. Deci nu avem timp să ne vedem noi, familia, da? Cât avem de muncă. Așa e și în străinătate. Da, da. Deci e o imbecilitate că trebuie să te duci până acolo. Dar distanțele sunt foarte mari. Păi dacă eu în București n-am apucat, vă dați seama unde trebuie să mergi sute de kilometri. Dar vă spun drama cea mai mare. În 2014, toți știm, eu cred că poporul român n-a putut uita ceea ce s-a întâmplat în diaspora, ce au văzut la televizor. Problema este că în 2014 aveam 300 de secții de vot. Scoatem secțiile de vot din țările neimportante, Sri Lanka, Afganistan, acolo e un număr redus, probabil în 2 ore oamenii votează. Noi vorbim de acolo unde, de țările unde au fost într-adevăr cozi, adică Spania, Italia, Franța, Germania, Anglia, puțin prin Statele Unite și Canada. Atenție, două chestii. Au fost cozi, da, dar nici nu au fost secții în anumite orașe. De exemplu, în Suedia au desființat o secție importantă, nu mai țin eu minte unde. Da? Adică trebuie spus și lucrul ăsta, că mulți n-au putut să se ducă pentru că și-au dat seama că e prea departe să mergi sute de kilometri. Așa este. Eu n-am vrut să intru în detalii atât de tehnice, însă vă spun ceva. Diaspora este mișcare. Vă dau un detaliu. În Spania erau 1 milion de români. Sunt mai puțin, sunt 800.000. S-au întors în țară? Nu s-au întors în țară. Au plecat în țările nordice. În Spania, chiar într-o țară, există mișcări. Când eu am trimis scrisoarea către primul ministru de atunci, eu i-am făcut o fotografie reală din acel moment. Și eu cred că ei ar putea să facă, au Ministerul de Externe, au asociațiile, ar putea colabora cu ei să facă o fotografie reală acum. Să vedem unde sunt românii acum. Însă, problema este, că vorbim de această lege a votului prin corespondență, că ea creează o problemă. Rog să rezolve o problemă, creează o problemă. Care? Erau 300 de secții de vot. Noi ne-am dorit cel puțin 1000. Nu. Din acest moment vor fi mai puține, în jur de 200 de secții de vot. De ce? Adică, de exemplu, în Spania erau 39 de secții de vot, acum vor fi doar 10 secții de vot, pentru că legea spune așa, că vor fi secții de vot doar acolo unde sunt misiuni consulare și în alte locuri unde sunt cel puțin 100 de români care cer. Noi avem o experiență de 3 luni în care s-a demonstrat că românii nu cer. Care sunt motivele? Campanie proastă, lege proastă, dar românii n-au cerut. Dacă n-au cerut în astea 3 luni, cel mai probabil nu vor cere nici în următoarele 2 luni sau dacă vor cere, vor cere câteva. În concluzie, vor fi mult mai puține secții de vot decât în 2014. Ori se schimbă legea, mă înțelegeți, nu vorbesc de... Și să vedem cum schimbi tu legea înainte cu 4 luni de alegeri. Pentru că ți-ai permis să creezi o lege proastă. Și cu puțin timp înainte, când puteai să o creezi, imediat președintele ne-a promis în 2014, după ce a fost ales,
că primul lucru de care se va ocupa va fi să creeze o formă de vot în așa fel încât niciodată să nu se mai repete ce s-a întâmplat atunci în noiembrie 2014. Lucru care nu s-a întâmplat, dar această lege este votată în 2015, deci la un an și ceva, la sfârșitul 2015. Domnule Țecu, dar dumneavoastră ați rămas fără 30 de secții de vot, spuneți. Da. Da? Dar rezolvarea este tot la dumneavoastră. Tot în mâna diaspora este. Diaspora trimite în fiecare lună în România peste 400 de milioane de euro. Da? Păi dacă diaspora n-ar mai trimite timp de 5-6 luni niciun ban în România, sau minimul... Se dărâmă România, dar atunci acești politicieni ar trebui să asculte puțin și de diaspora. Până acum noi, ce a zis domnul Dragnea acum două zile? Ha? Umbră, sau, fantome. Fantome. Da? Diaspora, fantomele. Păi Rus le-a făcut pe femei curve. Da. Dragnea completează că sunt fantome. Ponta i-a desfințat, a zis că nu există, n-au voie să voteze. Deci alții n-ai voie să că voteze, votul înseamnă nostru, că ești, nu că există. Că votul nostru ar conta mai puțin, votul celor de afară. Că știți cum nu trăim aici, ar conta mai puțin. Dar știți, mă gândeam, cum oare când privește Dragnea banii din buzunar, cum de nu-i vede fantome, nu? Pentru că o parte din banii lui sunt și bani din impozitele. Nu, că el nu se uită la bani, el se uită la alți bani. Care nu vin de străinătate sau nu vin de la diaspora. Și ce este mai grav? Care a zis, Iohannis, cel mai vinovat e Iohannis. Pentru că toată lumea a speculat, nu știu că am spus-o public, mă iertați dacă o repet, dar ca să înțelegi că eu ce spun la televizor, spun și în particular, adică n-am schizofrenia asta. Toată lumea a speculat, mamă, inteligentul de Coldea l-a scos președinte pe Iohannis. Deci Coldea cu... Repet, Coldea după ora 14 nu mai ai ce să faci cu el. Ăla după ce vorbește 2-3 ore cu stafful lui și cu teleconferințe prin țară, e mort după aia. L-a scos președinte, nu oameni buni. Cei care l-au scos președinte, nu, cei care n-au vrut ca Ponta să iasă președinte, că asta e adevărul, au fost cei din diaspora. Și vă spun de ce. Nu prin număr, că toată lumea confundă, da, au votat câți au fost. Așa 200 este. De mii. Așa este, nu cantitatea în sine. Nu cantitatea, dar oamenii stăteau la coadă, nervoși. Și au agendă de 200 de telefoane. Și cât stăteau acolo în frig, în ploaie, umiliți, scuipați, cu, de multe ori cu poliția italiană, călare, cu nu știu care, deci o umilință maximă, sigur, spre aplauzele întregii comunități din Europa, care spune, bă, uite cum vor să voteze românii, sunau, că e simplu. Și eu, dacă sunt mai nervos, o sun pe mama și spun, mama, ai fost la piață? Nu, du-te la piață, te rog eu frumos, sunt fiul tău, poți să-și cer o dată în viață să te duci la piață. Așa au făcut toți. Și au mobilizat în nervozitatea și cum să spun, frustrarea aia, când ești șters, nu existi, au mobilizat milioane de români. Așa s-a ajuns la situația ca Ficusul să ajungă președinte. Că altfel Ficusul n-ajungea, cine știe, rămânea primar. Poate nici primar, că lua DNA-ul sau cu ani. Știți că atunci doamna Stanciu... Și zicea, cine e ăsta, mă, ăla de la Sibiu? Dă-l, mă, judecați, la revedere. Deci era judecat, condamnat, fezandat. Era Iohannis, vai de capul lui ce era. Deci Iohannis, repet, nici Ficus nu rămânea. Uite că diaspora a zis, bă, decât Ponta, mai bine Ficus. Da? Ori Iohannis e cel mai vinovat, pentru că el v-a păcălit. Adică v-a dat așa o vopsea, uite, bă, ce vreți, vot până corespund, luați de aici, așa, hai. Da, chiar a păcălit Iohannis. Iohannis, până să ajungem în perioada alegerilor, nici nu știu, a avut o legătură cu diaspora? Nu. Deci el nici măcar nu cred că și-a dorit, nici nu știa ce înseamnă diaspora. Diaspora, zice, nu sună nemțește, nu știu ce o fi, zice, diaspora. Da. Nu, putem să explicăm, peste 4 milioane de români, asta înseamnă diaspora. Cetățeni români, fugiți, plecați, alungați din țară. Ați avut cu Iohannis în calitate de reprezentant, iată, al... Federația Asociațiilor de Români. Da. Întâlniri optimiste. Întrebare tehnică. A vorbit mai mult de un minut? Au fost promisiuni interesante care, mă rog, dânsul nu și-a terminat mandatul. Poate că mai există timp pentru a le îndeplini. Ok, dar ce v-a promis? Adică eu văd că din lista asta de 10 chestiuni nu s-a întâmplat. Este adevărat nimic. Că din acea listă nu toate țin de președinte. Țin și sunt chestiuni care privesc legile, deci țin de parlament
și altele care privesc executivul, guvernul. Eu cred că... L-ați văzut pe Iohannis la Nașu în emisiune dezbrăcat în chiloți greva maioului, să spună, dumneavoastră, eu nu plec din studio până când politicienii nu-și țin promisiunea față de diaspora. L-ați văzut dând declarații publice că e rău, că uite ce vrea el da, să facă. L-am văzut în a doua zi, pe 15 noiembrie, din trei puncte care le-a prezentat atunci pe 15 la ora 9 și ceva, două au fost pentru diaspora. Una că va chema acasă pe toți consulii și șefii de secție care au ascultat ordin de la București și care pe lângă faptul că nu existau secții de vot, au mai îngreunat și ei votul, au închis secțiile de vot cu o oră înainte, au chemat poliția, au ascuns ștampile și așa mai departe. Și al doilea punct, că va exista imediat o formă de vot care, să zic, nu era foarte clar dacă prin corespondență sau vot electronic, în așa fel încât nu se va mai repeta, vreau să vă spun că niciuna nu s-a împlinit. Există încă mai mult. Eu cred că nu v-a spus adevărul tot final, n-a apucat să termine fraza. Și o să-i chem acasă și o să-i promovez. Nu, i-a schimbat. Că unul a ajuns ministrul de externe. Da. Nu, de-aia a schimbat. Ambasadorul din Spania va pleca în Mexic. Adică e bine, mersi, n-are nicio problemă. Super. Da, deci în Maior Spania, a ajuns la Washington. Da. Să vă spun, în Spania, la secția... Eu n-am rămas într-o secție, am mers la mai multe ca să văd ce se întâmplă. La secția, la o secție de vot care este în Coslada, la 100 de metri de locuința mea, secția treia se închide la 9 și la ora 9 fără 20, fără 25, a închis secția de vot. Am încercat să o întrebăm, nu, cu aroganță. La ora asta vreau eu închid, care e problema? După ce s-a terminat, am fost la ambasador și i-am spus, uite, din motivele astea care le-am primit de la românii din Spania, măcar cereți-vă scuză comunității. Nu cer niciun scuze. Eu am făcut foarte bine. El știa că va fi promovat. În Mexic e mult mai mișto. Că în Mexic economia acum duduie. Plajă frumoasă. Plajă frumoasă. Da. Jacuzzi. Da. Vorba aia, poți să-ți aduci invitații acolo în ambasadă. Acolo ambasada are, e sigur, mare, frumoasă, că acolo chiriile nu costă ca în Spania. Exact. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară, ne întoarcem în direct și vă spun câteva puncte din cele 10 pe care diaspora, de fapt, nu diaspora, cu toți ar trebui să le dorim, pentru că de multe ori vorbind despre diaspora pare că rupe în România în două. Nu, diaspora este partea a noastră, a sănătății noastre, că dacă n-am murit toți în România otrăviți cu hexiflexi, dacă nu suntem toți fugiți încă din țară, dacă încă mai avem cu ce să ne hrănim copiii, este pentru că există diaspora. Publicitate.